Lucrările de refacere și restaurare a Palatului Administrativ din Suceava au continuat și pe parcursul iernii. Echipele de muncitori încearcă să refacă acum mansarda clădirii care a ars în totalitate în incendiul din primăvara anului 2021. O investiție făcută prin Compania Națională de Investiții de 96 de milioane de lei, aproape 20 de milioane de euro. Aici este o reparație totală a Palatului Administrativ. E vorba de investiții în infrastructură, subzidiri, în pivnițe, apoi în suprastructură, consolidarea pereților și torchedarea lor cu fier beton, peste 16.000 de metri pătrați de tencuială. Sunt tavane noi, pentru că erau tavane din lemn între parter și etaj. Aceste tavane sunt făcute din nou. De asemenea, avem investiții în șarpantă. Sunt circa 2100 de metri pătrați de șarpantă. Peste 100 de metri cub de lemn au intrat. De asemenea, 2100 de metri pătrați de țiglă care va fi pusă. Sunt circa 100 de tone de fier beton care este tratat special, lemnul este tratat, este ignificat și tratat pentru atacurile de insecte. Clădirea emblematică va fi redată administrației județene, dar și publicului larg, în luna iulie a anului 2025. Termenul de execuție până la sfârșitul lunii iulie 2025. Practic, firma lucrează din plin, a lucrat și iarna, e mult de lucrat la interior și, după cum vedeți în spatele nostru, se vede că se lucrează deja la acoperiș.